afluență de public și colți la autografe, om care elitizează și care ne spune să nu mai stăm în genunchi în fața icoanelor istorice și să nu bănuim în fiecare personalitate istorică un sfânt pentru că arată cu totul altfel și s-a pus la dispoziția unui cu totul alt tip de demers. Acela de îngrijitor de ediție nu e prima dată că o face, s-a mai ocupat și de dosarele secrete ale agentului Anton, Petru Comarnescu, și tuturor simt nevoia să le mulțumesc. Înainte de a o ruga pe doamna Anca Bărbulescu să spună două vorbe, aș vrea să vă spun că e o carte care de subjugă nu doar prin informația pe care o livrează, ci și prin tonul în care o face și prin studiile, crochiurile de caracter, de personalitate, de mentalități, de morale. Câteodată ciocnirile de mentalități. Avem de a face, să nu uităm, cu o englezoaică, un om care de multe ori așteaptă de la cei din jur cremene și găsește plastilină. Un om care este când tranșant, când tactic, când impetuos, când pătimaș. Un om care preefectuează, operează judecăți de valoare și de caracter. Un om care se implică, un om care este mereu în prima linie. Un om care se livrează la rândul ei la o altă formă, o altă imagine, o altă oglindă a generozității. Un om care face acte de caritate, un om care ia decizii, un om care nu-i place să fie ocolit niciodată și care conservă totuși un stiff upper lip, așa cum a învățat-o neamul ei, chiar și în condițiile de adversitate în care se afla România. Între așteptare și speranță, între nemulțumire și jubilația finală din 1918. Vă mulțumesc pentru răbdare și îi dau cuvântul la mea ca vorbăresc. Mulțumesc! Vă mulțumim că sunteți aici. Cum a spus atât de frumos domnul Paraschivescu, avem de-a face cu un jurnal, dar și cu o carte. O carte care m-a cucerit cu totul. Am tot primit întrebări, dar a fost foarte greu. Sigur că a fost greu, dar este superbă. Este superbă. Și mă declar un fan al cărții din tot sufletul. Nu se poate să nu faci tot ce poți tu să faci atunci când ai de-a face cu un material atât de bogat, atât de formidabil și din punctul de vedere al conținutului și din punctul de vedere al prezentării, pentru că, trebuie spus, Regina Maria era un om care știa să scrie. Știa să scrie din toate punctele de vedere. Nici nu pot să vă descriu ce puteți să găsiți aici. Nu știu la ce vă așteptați, în primul rând, de la jurnalul Reginei, pentru că am auzit tot felul de păreri de când s-a lansat volumul întâi. Dar vă asigur că o să găsiți de toate și mai mult de atât. Vă așteptați la momente istorice, bineînțeles că veți găsi o mulțime. Unele prezentate cu un spirit critic care merge până la vitriolii de-a dreptul. De exemplu, într-un moment de furie, când Regina este pur și simplu zdrobită de enormitatea unei făci cu care nu este de acord și de care încearcă să se dezică, și frustrată de faptul că regele, după părerea ei, nu se opune suficient, spune, fără niciun fel de cenzură, asta e situația, regii nu sunt învățați să fie bărbați și acum este deja prea târziu la vârsta lui să mai scoate cineva bărbat din Ferdinand. Dacă vă așteptați la umor, veți găsi și umor din plin, un umor englezesc românizat, ca să spunem așa, într-o zi în care are o criză psihiatrică, Regina spune, voi fi fiind eu împărăteasa tuturor românilor, dar azi, dacă îmi cădea coroana pe jos, eu nu mă plecam să o ridic. Dacă vă așteptați la emoție, veți găsi și din aceasta din plin, fără să cadă Regina în ceea ce critica de film numește storcătoare de la film. Dar să nu uităm că Regina lăsase la Cotroceni un copil îngropat la nici 5 ani, despre care se întreba obsesiv dacă îi pune oare cineva flori la mormânt, deși afla mai târziu că germanii interziceau asta. Ce să spun, lucrul care m-a urmărit pe mine tot timpul în timp ce lucram la carte a fost, Doamne, de ce nu ne-au predat și nouă istoria așa? Nu știu în ce măsură publicul foarte tânăr va fi atras de cartea aceasta, dar sincer, dacă ar exista pasaje din ea în manualele de istorie și de literatura română,
Nu știu dacă am mai avea atât de mulți tineri care confundă primul război mondial cu al doilea și pe Regina Maria cu Regina Elisabeta Angliei sau mai știu eu ce. Pentru că așa ceva, cum spuneam la început, te angajează, te obligă să dai tot ce poți tu. Nu poți să te întâlnești cu așa un fenomen și să nu îl tratezi cu admirația și respectul pe care le merită. Nu o să spun sper să vă placă, vă spun că sigur o să vă placă. Vă mulțumesc! Înainte de a ruga pe domnul Șerban Ali să spună două vorbe, încă un amănunt. Ieri, la lansările pe care le-am făcut, am vorbit despre geografia cărților în cauză, mai ales la Welbeck, de pildă unde geografie e un element cheie. Aici, la jurnalul acesta, unde majoritatea paginilor sunt scrise la Iași, la Vicaz, la Pocetării, la Ericeni, apare un alt element important care ștampilează într-un fel carte și care vă spune ceva despre starea de spirit a regimei. Se numește meteorologia. O să vedeți că, la fel ca în romanele lui Thomas Hardy, aici notația meteorologică face trecerea spre starea de spirit, spre ceea ce simte atunci regimea când face aceste consemnări și veți vedea cum se schimbă frontul atmosferic, cum se schimbă anotimpul, cum se schimbă culorile cerului și cum lucrul ăsta se reflectă în ceea ce scrie Regina Maria în jurnal. Domnul Șerban, mulțumesc frumos că bine-ați venit cu toții astăzi la lansarea pe care Cultura Humanitas organizează. Vreau să spun că aderim cu totul, cel puțin la ultima frază exprimată de doamna Carculescu, ne exprim în care măsură convingerea că lecturând-o veți avea parte de un element cu totul nou, o viziune cu totul nou, de istorie practică ucraină. Practic asistăm aceste trei volume la acest prim război mondial dintr-un punct cu totul și cu totul special. O prezentare cu totul specială pentru că veți constata fără doar și poate, deși din primele două volume, în fine și acum în trei, avem de-a face cu un incontestabil talent literar. Așadar, avem îmbinat aici literatura și istoria, dar mai presus decât acestea, trăimile fireșe ale unui tatăl coronat, însă e vorba de trăimile unui om cu și cu sigur, ne aflăm cumva la un capăt de drum. Însă în asta mă refer la colaborarea dintre Cultura Humanitas și Arhimele Naționale. Este un capăt de drum care, opinia mea, și sunt convins că nu sunt singurat în acesta, un capăt de drum care este încununat de aceste volume. Astfel, caietele Reginei Maria, zecile și zecile caiete care se află la Arhivele Naționale, prin apariția lor în formatul acestei cărți, sunt cumva salvate. Dumneavoastră, le vedeți clar și acelea viitoare, de urmare, nu vom avea nevoie să le solicitați la sala de studiu a Arhivelor Naționale și, ca urmare, caietele respective vor fi păstrate mai bine. Este și aceasta o metodă de a salva cumva arhivele, ca să pe care nu pot decât să exprim din partea Arhivelor Naționale recunoștința față de Cultura Humanitas pentru inițierea acestui demers și, desigur, pentru ducerea sale bună îndeplinire. Nu voi insista asupra volumului al treilea, doar îmi spune că este vorba de acest an, 1918, un an cu totul special, cu totul oarecum straniu, practic se asistă de la trecerea de la anomie la extaz, modul în care a început anul 1918, condițiile care la navă, în jurul efectului regat în acel moment, în momentul în care statul care tare era amenințat, în care totul mergea practic prost, se ajunge practic dintr-o simplă mișcare, să spunem așa, la înfrângerea puterilor centrale și România, vechiul regat al României, a văzut dintr-o dată, cum aflat nu la margini prăpastic, ci aflat chiar prin prăpastic, deodată se află în tabăra învingătorilor, putând să-și manifeste dorințele sale de integritate teritoriale și de aducere sub aceeași stăpânire a tuturor românilor. Nu spuneam, nu vom insista asupra acestui an 1918,
probabil, nu probabil, ci în mod sigur, editorul de carte o va face cu mult aplomb și cu mai multe capacitate. Însă țin foarte mult să subliniez acest lucru. Arhivele naționale sunt în continuare deschise și inițiative de acest gen ne le așteptăm în continuare ca următoarea tuturor celor interesați să valorifice aceste documente pe care arhivele naționale le păstorăsc în momentul de față. Mulțumim și noi. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Boia, vă invit să luați și catalogul care se află la stand, în care veți citi un interviu în care profesorul Boia explică lucruri despre cum s-a românizat România și despre ce înseamnă să fii viitorul unei ediții de asemenea ținută, de un asemenea spune. Vă rog, domnule. Mulțumesc! Da, mă uit acum la cele trei volume, arată impresionant. Am încheiat cu volumul al treilea, o operă, nu mă scrie să-i spun, monumentală. E jurnalul extrem de detaliat ținut de Regina Maria, în momentul intrării României în război, așadar din august 1916 până la Unirea cea Mare, până în decembrie 1916. Și opera aceasta, în sfârșit publicată complet, anulează în cumpăr, dacă pot să spun, volumul al treilea din Amintirile Reginei, Povestea vieții mele. Ăsta a fost și motivul pentru care cei care, cu ani în urmă, au început să publice jurnalul, au trecut peste anii de război, 1916-1918, motiv că acești ani intraseră deja substanța acestor ani în Amintirile Reginei Maria. Este drept, Regina Maria apelează masiv la jurnal, în volumul al treilea al Amintirilor sale, însă nu e nici pe departe textul întreg. E un volum până la urmă aici, aveți trei mari volume, deci vă puteți constata de diferența dintre amintirile de mai târziu și jurnalul propus în timpul războiului. Este o operă impresionantă, m-am întrebat și mă tot întreb, m-am mirat și mă tot mir, cum a putut femeia aceasta, la capătul unor zile care toate erau extrem de încărcate, cu foarte adesea dramatice, cum a putut să-și mai găsească, timpul să găsească un scurt sau nu chiar atât de scurt răgaz, pentru a nota de fiecare dată și a nota în detaliu ce s-a petrecut în ziua respectivă. Așadar, iată jurnalul întreg al războiului, văzut de regină, s-ar putea crede că e văzut undeva de sus, de la mare distanță, nu, este văzut din mijlocul evenimentelor și foarte adesea o vedem pe regină în tranșee, o vedem alături de soldați, o vedem prin sate, alături de oameni simpli. Deci regina a participat efectiv și nu doar mai știu eu ce loc îndepărtat, a participat din zi la evenimente și la viața de zi cu zi a oamenilor, a soldaților, a sătenilor, oamenilor afectați de istoria teribilă a anilor respectivi. Ce mai vreau să spun, a spus domnul Paraschivescu, dar vreau să subliniez și eu, meritul, bineînțeles că aparține regimele Reginei Maria, ne aparține puțin și nouă celor care am avut inițiativa și am dus până la capăt publicarea acestui text. A fost o operă colectivă, doamna Vărculescu a avut o traducere minunată, iar doamna Adina Săucan, care nu știu, se ascunde pe undeva, e cea mai puțin vizibilă dintre colaboratorii acestui volum, vă asigur că a lucrat cel puțin cât am lucrat și eu, adică, pentru a spune drept, mai mult decât am lucrat eu la îngrijirea de ansamblu și toate detaliile a acestui text. Anul 1918, adică am fost puțin
provocat să vorbesc eu despre 1918. Bun, e un an cu totul ieșit din comun în mersul războiului și în ce privește România, poate mai mult. La începutul anului, România este distrusă. Sigur, nu atât din vina ei, de versiunea rusească, care îi lasă de român singur în domnul acesta răzăritean, dar așa stau lucrurile. România este obligată să încheie pacea separată, la Muntea Hoi, la București, cu puterile centrale. Și asta înseamnă nu chiar sfârșitul României, dar pe jumătate sfârșitul României și pierderi teritoriale și împreunare economică, politică, e o disperare ce se întâmplă în aceste lucruri. Iar sfârșitul știm, până la urmă germanii fiind victorioși ajung să fie înviși, iar România se află în tabăra ligăturilor, sunt mai 6 luni, lucrurile se schimbă radical, la o stare explicabilă de deznădejde, da, o stare de euforie la timpul exprimat în Marea Unire de Săvârșită la 1 decembrie 1918. O vedem pe regină participând la toate aceste evenimente, sigur și ea este cuprinsă de deznădejde, însă niciun moment nu se îndoiește că totuși, dacă nu România, aliații României vor câștiga războiul și implicit victoria va fi și a României. Este poate singura persoană de rang înalt, socotindu-și nemnicații regale, pe miniștri, pe cei care au jucat un rol în acești ani, este singura persoană care până la sfârșit a crezut neapătut în victorie. Și a crezut în victorie, fiindcă sigur așa este uirea, a crezut, o spune și ea cu orgoliu repetate de mult, este învezoaică. Avem jurnalul unei învezoaice pierdute printre români, pierdută poate nu este termenul politic, fiindcă regina s-a adaptat foarte bine la mediul românesc, însă a rămas cu principiile ei îngresești, cu caracterul pe care l-avea și a dat românilor o lecție, nu știu în ce măsură, dar întotdeauna lecțiile nu sunt însușite pe de-antregul, nu sunt înjurite până la capăt, dar ea a vrut să dea această lecție și a dat-o din timp o lecție de rezistență în fața adversității. Lecția cuiva care înțelege să nu cedeze, indiferent cât de grele sunt evenimentele care te copleșesc. Și o spune în câteva rânduri, eu sunt de grezoaică și nu am cum să cred în înfrângere, eu cred în victorie. Sunt englezaică și englezii nu sunt obișnuiți să piardă. Spune românilor pentru a învăța să gândească și în acest fel. Da, deci iată câteva cuvinte despre această carte. Nu voi spune mai mult, merită cu bunăsință să fie citită. Și pentru informația imensă, privință, de o foarte mare varietate și pentru modul cum regina a înțeles să povestească toate aceste lucruri. E un jurnal până la urmă și putea să fie sec, lipsit de calități literare. Lucrurile nu stau așa, este un jurnal care, fără să fie literatură, are calități literare indiscutabile. Și din toate se relevează persoana reginei, o personalitate excepțională, cu multe facete. Și iată-mă, după ce m-am făcut cunoscut cu cadărămător de micuri, am impresia că particip eu însumi, la timp cu Regina Maria, la construirea, la desăvârșirea unui mic. Și nu-mi pare rău, fiindcă Regina Maria merită într-adevăr din plină această atenție sporită care se acordă în ultima de aici. Vă mulțumesc! Atâta vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, trebuie să eliberăm ringul, dar domnul profesor Boia, la autografe, aici imediat, în dreapta mea. Mulțumesc.